Știi că acum ceva timp am publicat un clip în care spuneam că extractul de frunze de măslin, Holife, m-a vindecat de alergie. Iată situația de astăzi a polenului în Craiova. Polenul de iarbă este în cantitate foarte mare, de foarte ridicat nivelul. Ei bine, am mai avut de dimineață, poate se și vede acum, nasul e nasul puțin înfundat și am avut mai multe strănuturi, mai multe salve de strănuturi, dar pot să spun că simptomatologia este la 1% față de ce aveam înainte. Adică înainte îmi curgea nasul, mi se înfunda rău de tot, îmi ochii lăcrimam în permanență, erau roșii, mă frecam tot timpul la ochi și chestia asta mă ținea 2, 3, 4 zile poate. Făcea pauză 2, 3 zile și iar apărea un alt episod. Ei bine, în situația asta sunt extrem de mulțumit, deci chiar funcționează. Hai să-l mai arăt o dată, este extract de frunze de măslin, măslin Olive. Sunt foarte mulțumit. Dacă la toamnă, când o fi sezonul ambroziei, trece și de testul ăla, înseamnă că este ceva cu totul și cu totul extraordinar, dar chiar și așa mă declar foarte mulțumit pentru că m-a salvat dintr-o situație foarte delicată. Clipul a fost filmat ieri, deja astăzi nu mai am absolut nimic, deci de unde înainte un asemenea episod alergic era foarte intens, dura 2-3 zile, poate chiar în unele situații chiar și 4 zile, ieri intensitatea a fost mult mai mică, după cum v-am spus, iar astăzi nu mai am absolut nimic. Așa, deci eu zic că dacă te confrunți cu rinita alergică, conjunctivita alergică sau alte forme de alergie, merită să încerci să faci o cură de o lună cu extract de frunze de măslin, să vezi cum te simți. Și corpul tău îți va mulțumi. Numai bine, sănătate, la revedere, gânduri bune!